Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Tocmai am găsit o ață pe mine. Știi că atunci când eram mici, când găseam ațișoare, de astea le înfășuram pe deget să ne gândim cine ne iubește, știi? Așa, și făștua... Da, este foarte lungă, vine dintr-o eșarfă. Nu, dar trebuie să nu, de un... Da. Mă dorește o brunetă care începe cu Y. Serios, începe și tu cât de lungă e chestia asta. Deci o brunetă care începe cu Y, nu știu prea multe. Crezi că Ione se poate scrie cu Y? Și cu două puncte deasupra. Da. Da. Avem o meserie excepțională, în fiecare zi aflăm lucruri. Noi știați că există untură de bursuc? Nu știam. Poate știați, deci poate că unii dintre voi, prieteni, știați. Eu am aflat că există untură de bursuc. De la ce vine oare? De la bursuci mai grăsuți. Bursuci mai grăsuți și de asta tip. Bursuci supraponderali. Da, ușor supraponderali, presupun, cărora le place mâncărica și de aceea fac păturele de untură, presupun. Și m-am documentat. Am o știre cu untură de bursuc, o să vă spun imediat despre ce e vorba, dar înțeleg că e așa, tip leac, minune, vindecă tot chestii de-astea și întrebarea mea următoare a fost, bă, deci cu untura de bursuc te dai cu ea sau îngătești cu ea? Nu înțeleg. Adică, ce... Care, deci dacă prăjești ochiuri în untura de bursuc sau cartofi prăjiți sau trebuie să te dai pe corp cu ea? Acum n-am informații despre bursuc. Sau dacă... mănânci cu lingura, nu știu. Cred că cu lingura, da. Ca orice untură. Atunci când vrei să mănânci miere de albine din borcane. Așa se întâmplă mereu. Bun, deci cum ziceam, se face și trafic cu untura de bursuc. Este anchetă în Republica Moldova la frățiorii noștri după ce... Asta e ceva. Deci, fiți atenți. În sacul diplomatic sigilat, cum se spunea pe vremuri, geanta diplomatică. Așa. La valiza diplomatică, de unde a apărut și geanta diplomat. Uh-huh. Deci, în sacul diplomatic sigilat venit de la Moscova, s-a găsit untură de bursuc. Probabil că sacul mirosea jumări de bursuc sau ceva. Bă, o fi un secret de stat asta cu bursucul, că prea nu știm lucruri. Băi, da, deci în sacul ăsta sigilat trebuie să fie sac sigilat diplomatic, uh-huh, inviolabil, nu? Trebuie să fie scrisori, notificări, acte, în niciun caz alte obiecte, dar na, un diplomat moldovean a revenit din misiune din Rusia, relatează Hot News, și colegii care revin din misiune, explică autoritățile moldovene, știi, sunt scutiți de taxe vamale la introducerea bunurilor personale înapoi în Republica Moldova. Și ce era, taxă vamală mare pe untură de bursuc? Și când s-a deschis sacul diplomatic, în care, mă, normal treia să aibă doar corespondența diplomatică, scrisori, note, nu știu ce, un pachet. Asta relatează, deci chiar primul ministru. Pac, un pachet, zice. Ce e în pachetul cela? Untura. În pachetul cela. Da, recunosc că m-a umflat râsul când am aflat, a spus prim-ministrul Republicii Moldova. Deci era un borcan de 750 de grame de untură de bursuc. Cât să gătești? Auzi, îl suspectez pe Luca că prea lipsește. Și nu a fi fost el, nu e diplomat. Astăzi avem tabletă? Avem mesaje tabletă pentru astea? Avem. Da. Deci asta e. Trebuie, uite, acum ăsta ar fi momentul să vă întrebăm. Să ne spuneți la 0728 3132 dacă ați consumat untură de bursuc vreodată și sub ce formă. Adică asta este misterul. Se gătește, se mănâncă sau se unge? Asta. O să aflăm. O să aflăm. Sunt convins că o să vină răspunsurile. Pachetul respectiv, concluzia acestei întâmplări mi se pare fabuloasă. Pachetul respectiv, zice, știrea a fost autorizat de către șeful misiunii diplomatice cu titlul de excepție din considerente umanitare. Deci, uh-huh, din considerente umanitare autorizaseră transportul de untură de bursuc. Uite cineva care înțelege poftele. Bă, dacă ai poftă de ceva, e cu problemă umanitară să-ți dai și voie să încerci. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.